A căzut o frunză în calea ta, rătăcind pe-a vântului aripă. Ai zărit-o și în aceeași clipă ai strivit-o, călcând peste ea. N-avea grei să strige în urma ta, nici putere să spună cât o doare. Și-a rămas pierdută pe cărare. Și ploi și vânt trecutau peste ea. Stătea lipită de pământ și se întreba, ce-ar face dacă vântul ar lua-o? Și-o clipă în palma ta ar așeza-o. Dar a rămas acolo, pe pământ. La Nistru, la Mărgioară, la un colț de rai de țară, pe un ram umbrit, frumos, cu glas dulce, măiustos, cântă o privighetoare, melodii de dor și jale. Și cântă așa duios, de pică frunzele pe jos. Și cântă tot an de-a rândul, de răsună tot pământul. Bună ziua și bine ați venit, dragi oaspeți, participanți. Zicem bună ziua și telespectatorilor noștri care ne urmăresc la această oră și urmăresc cea de-a șasea ediție a Festivalului Concurs Zonal de Romanță Românească Anastasia Briciuc. Un festival în care versul și muzica se vor completa de minune, o întâlnire de suflet care ne va purta în lumea plină de dor și de dragoste, de iubire și de nostalgie a poveștilor frumoase, spuse de cel mai original gen muzical al sufletelor noastre, romanța. Organizăm acest festival în satul Cosăuți, satul de baștină al regretatei Anastasia Briciuc, o interpretă îndrăgită de romanță din Ținutul Sorocii. O mare valoare a culturii neamului nostru, plină de înțelepciune și dăruită cu har dumnezeiesc, care și-a purtat frumos cântecul prin viață. Sigur că cine o cunoaște mai bine sau cine au cunoscut-o mai bine decât sătenii de aici din satul Cosăuți și oamenii de creație cu care dumnea ei a activat. De aceea vreau în cele ce urmează să ofer cuvânt directorului Muzeului Cosăuți, doamnei Osatiuc Aurelia. Sentimentală, duioasă, tristă sau melancolică, romanța, o istorie veche, dar și nouă. Vă salutăm cu drag astăzi aici, la Cosăuți, la cea de-a șasea ediție a Festivalului Concurs de Romanță Românească Anastasia Briciuc, menit să trezească interesul și respectul pentru promovarea culturii locale și naționale, pentru promovarea valorilor de patrimoniu, dar și oferind posibilitatea de a intra în lumea fascinantă a romanței, care i-a slujit cu demnitate distinsa doamnă Anastasia Briciuc. O voce inconfundabilă, o femeie frumoasă, extraordinară, bunica Nastea, așa am cunoscut-o de mică, așa îi spuneau buneii, așa o numeau părinții și toți vecinii. O auzeam cântând în grădină, dar și în curtea casei, și cântecele ei îți răscoleau sufletul, inima, te podideau lacrimile. A cântat de dor, plâns și vis. Poate uneori viața ei a fost umbrită de nenoroc, în schimb ne-a oferit șansa de a trăi alături, de a-i fredona frânturi din frumosul repertoriu.
Suntem bucuroși să sunteți astăzi cu noi împreună ca să scriem o nouă filă în istorie, să trăim emoții frumoase, să audiem inegalabile romanțe și să oferim prilejul tuturor participanților de a-și demonstra talentul. Succes și prestație pe măsură! Vă mulțumim! Iată că suntem și de această dată aici la Cosăuți pentru a cinsti această personalitate marcantă a Raionului Soroca, cea care a fost Anastasia Briciuc. La ediția din acest an, ca și la edițiile precedente a festivalului Concurs Zonal Anastasia Briciuc, avem concurența atât din Raionul Soroca, cât și din raioanele Drochia și Florești, care a devenit deja o frumoasă tradiție și este o colaborare între aceste trei raioane. Cu o deosebită plăcere, vreau să invit în scenă toți concurenții festivalului Concurs de astăzi. În scenă se invită Prisacar Doina din satul Parcani, Movilean Ghenadie din satul Vărâncău, Malai Cristina din municipiul Soroca, Sainciuc Mariela din satul Cosăuți, Vorona Denis din municipiul Soroca, Călugărescu Ghenadie din satul Șolcani, Teleat Nicorina, municipiul Soroca, Bacuș Nicolina, orașul Drochia, Scaian Cristina, municipiul Soroca, Lozan Nicolae, satul Bădiceni, Borfotină, de fapt Rusu Diana, satul Cosăuți, Hristovski Iulia, municipiul Soroca, Călugărescu Petru, satul Șolcani, Murafa Maria, municipiul Soroca și Prodan Adrian, satul Rădulenii Vechi, raionul Florești. Cred eu că merită acești participanți să fie încurajați cu diplome, cu aplauzele dumneavoastră, pentru că sunt cei mai curajoși care în această perioadă de pandemie, în această perioadă grea, când activitățile au fost lăsate un pic mai în umbră, ei și-au luat inima în dinți, au încercat să-și aducă aminte tot ceea ce cunoșteau frumos, anume ceea ce ține de acest gen muzical, romanța, și astăzi vor ieși rând pe rând în scenă. Și acum am deosebită plăcere ca să ofer cuvânt de salut primarului comunei Cosăuți, domnului Mihai Gâtlan. Vă spun la toți bună ziua. Sunt foarte bucuros de faptul că am revenit, este o perioadă, conform regulamentului, la festivalul Concurs de Romanțe în memoria căsătenei noastre, Anastasia Briciuc. Da, sunt niște momente de restricții, cu părere de rău, dar până la urmă eu sper și sunt ferm convins că aceste restricții Domnul o să ne aibă în pază și o să ne ocolească și cu bine să începem acest concurs și mai cu bine să-l finalizăm. Administrația publică locală este mereu alături de organizatorii acestui concurs și respectiv vine cu ce trebuie să vină. Da, este un concurs, este o competiție și până la urmă, în orice competiție, cel mai bun este unul și ceilalți sunt buni. De aceea, dacă nu să vă reușiți ca toți să fiți cei mai buni, să nu vă sfiiți, pentru că, repet încă o dată, administrația publică locală a pregătit pentru toți ca să nu aveți emoții, să nu aveți, știți, niște momente mai puțin, da. Deci, într-un ceas bun, cu noroc și succese dumneavoastră. Și juriu, mulțumim domnului primar și acum vreau să ofer cuvânt de deschidere a festivalului șefului secției Cultură și Turism Soroca, domnului Grigore Bucătaru. Uh,
Bună ziua, bună ziua, stimați participanți în concurs, onorat juriu, onorată asistență. Desigur, asistența este destul de minimă, deoarece oricum suntem obligați să respectăm toate restricțiile impuse de Comisie de Sănătate Publică. Într-adevăr, cum s-a expus și domnul primar, sperăm că bunul Dumnezeu să ne ocrotească de cele rele, deoarece facem un lucru nobil, promovăm acest gen sacru de muzică, cum ar fi romanța, și eu personal sunt împlinit de faptul că avem, chiar aș spune, mulți concurenți și vă asigur din start că sunt concurenți buni, care o să arate lucruri, o să demonstreze acest lucru prin interpretarea, aș spune, profesionistă a genului romanță. Sigur că din start vreau să mulțumesc membrilor juriului care astăzi vor evalua prestația dumneavoastră. Vreau să-i mulțumesc doamnei Diana Dicusară, directora Centrului de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, doamne Tamara Mogâldea, membra juriului, coordonator principal a Uniunii Muzicienilor, doamna Tamara Coșiuc, Tamara noastră, secția Cultură, om emerit a Republicii Moldova, maestru în artă, și Anatol Rudei, specialist principal, bardul Republicii Moldova. Deci un juriu pe măsură, care vă asigur că va fi obiectiv și pe măsura potrivită va evalua prestația dumneavoastră. Și acum vreau să vă transmit mesajul de succes și salut a domnului președinte al Raionului Soroca, Vecislav Rusnac, care vă dorește în numele Consiliului Raional Soroca succese dumneavoastră și încă o realizare frumoasă a ediției festivalului de romanță Anastasia Briciuc. Felicitări, succes! Mulțumim șefului secției cultură și turism, domnul Grigore Bucătaru. Și chiar dacă dumnealui a anunțat în mare parte membrii juriului, vreau ca să-i mai anunț încă o dată și eu, iar cei care sunt în spatele meu, participanții, să le dea aplauze, fiindcă și dumnealor, după cum s-a menționat, anul acesta avem, ca și la alte ediții de fapt, concurenți buni și foarte buni și cred că dumneavoastră, mulți stimați membri ai juriului, veți avea o muncă enormă de făcut. Dar haideți să vedem astăzi cine vor fi cei care vor juriza. Deci președintele juriului, doamna Diana Dicusară, director general Centru Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial, maestru în artă. Membrii ai juriului, Grigore Bucătaru, șeful secției cultură și turism Soroca, om emerit. Tamara Mogâldea, șef secție arte tradiționale, Centru Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial. Tamara Coșciuc, specialist superior, secția Cultură și Turism Soroca. Și Anatol Rudei, specialist principal, secția Cultură și Turism Soroca. Vreau să urez succes tuturor concurenților într-un ceas bun și să-i rugăm să se pregătească de concursul propriu zis. Le mulțumim, vă rugăm să mergeți în culise pentru a vă pregăti, iar eu între timp vreau să vi prezint și pe cei care astăzi la fel au o muncă destul de grea și dumnealor, cei care îi vor acompania pe participanți. Deci toți participanții din cadrul concursului de astăzi vor fi acompaniați de către domnul Tarusov Tudor, profesor de muzică la Școala de Arte Eugeniu Coca din municipiul Soroca, de domnul Rotar Ion, conducător artistic al ansamblului vocal Divinitate de la Palatul de Cultură Soroca, dar și de maestri de concert de la Colegiul de Arte Nicolae Bodgros, Rusnac Irina și Vinitskaya Arina. Le dorim și dumnealor succese, fiindcă știm că acest gen muzical este unul destul de complicat. Și acum să dăm start festivalului concurs și invit în scenă primul participant, care se numește Călugărescu Ghenadie, are 53 de ani, vine din satul Șolcani, Raionul Soroca și ne va interpreta următoarele romanțe. La umbra nucului bătrân, versuri Alexandru Dinescu, muzică Fernic, Să-mi cânți copzar, versuri și muzică populară. Succes! Thank you.
bancă învechită. Tu mă rugai să mai rămân, să te mângâi, iubito. În nopțile cu cerșenii, sub albe policandre, îți mângâiam părul tău fin și glasul cu Alexandre. Până dormeai te desfătam cu șoapte de iubire, cântam nebun de fericire. Dintr-un dafir împodobiți îi simpleteam cu nuna, iar din narcișii înfloriți albe brățări la mână. Acum aș vrea să mai rămân, dar banca-i putrezită lui bătrân de vânturi risipită. Și tot chemându-te în zadar, durerea ce mă curmă ți-aduce-n plânsul meu amar romanța de pe urmă. Ți-aduce-n plânsul meu amar romanța de pe urmă. Și bani ți-ai da, și haina de pe mine. Să-mi cânti cobzar din cobza ta, să-mi cânti și din chitară, căci doar s-o isprăvi cândva și-o viață atât de amară. Căci doar s-o isprăvi cândva și-o viață atât de amară. Lăsați-mă
fum să stau în crâșmă întunecată, să beau, să cânt și apoi să uit că ce-am iubit odată. Să beau, să cânt și apoi să uit că ce-am iubit odată. Lăsați-mă lângă pahar, de viață nici nu-mi pasă, căci sunt copil la nimănui și n-am nici bani, nici casă. Căci sunt copil la nimănui și n-am nici bani, nici casă. Mulțumesc frumos pentru aplauze, vă doresc la toți din suflet multă sănătate. A fost primul participant, cel care a spart gheața, și continuăm concursul. În scenă ne vine următoarea concurentă, care se numește Malai Cristina, are 18 ani și este din municipiul Soroca. Și ne va interpreta la fel două romanțe. Din Pulberea iubirii, versuri Veronica Micle, și Cât ne iubeam, versuri Alexandru Vlăhuță, muzică Eugen Doga. Yeah.
în scenă ne vine următoarea concurentă, rusul Diana, are 24 de ani și este din satul Cosăuț. Ne va interpreta romanțele. Mi-a mai rămas romanța mea. Versuri Vasile Chiriuc, muzică Emil Gavriș. Ai și venit la mine, toamnă. Versuri și muzică populară. Să mă mângâie în obstârzii
peste frunze ruginii. Mi-a mai rămas romanța mea, ca să-mi aline dragostea, să mă mângâie în obstârții cu glas de frunze
Și acum vreau să invit în scenă următorul concurent, care se numește Vorona Denis. Are 17 ani și vine din municipiul Soroca. Ne va interpreta următoarele romanțe: Amintiri flori de gând, versuri Traian Vizitiu, muzică Emil Gavriș. Te aștept la poarta amintirii, versuri Mircea Ionescu, muzică Nelu Danilescu. Câte ori mi-amintesc cum te-am iubit, iar hoinăresc și asculte noapte cântul ce-n taină-l poartă vântul. Împar pe ale de dor nebun, alerg, dar dorul cui să-l spun.
Linteiul ce mă cheamă lin, cad frunzele etern suspind. Amintiri, flori de gând, amintiri, mă purtați ani la rând, amintiri, mă-ndemnați de-am iubit să uit tot, în zadar vă ascult că nu pot. Amintiri, vis pierdut, amintiri, mă purtați spre trecut, amintiri, din ai dragostei iau trandafiri, n-au rămas decât dulci amintiri. Și dacă în miezul nopților un vis îți va șopti ușor, că dragostea curată nu poate fi uitată, tu nu rămâne prea mirat, la fel ca tot și tu ai uitat. Dar câteodată vechiul dor te va îndemna să spui ușor. Amintiri, flori de gând, amintiri, mă purtați ani la rând, amintiri, mă-ndemnați de-am iubit să uit tot, în zadar vă ascult că nu pot. Amintiri, vis pierdut, amintiri, mă purtați spre trecut, amintiri, din ai dragostei iau trandafiri, n-au rămas decât dulci amintiri. Cea de-a cincea concurentă este Prisakar Doina, are 27 de ani, vine din satul Parcan, raionul Soroca și ne va interpreta următoarele romanțe. De ce oare eu te-am cunoscut, muzică și versuri populare? Departe te-am lăsat sătucul meu, versuri populare, aranjament muzical, Valentin Budilevski. În scenă, Prisakar Doina. De ce oare eu te-am cunoscut? Și de ce pe brațe m-ai ținut? Gura tu de ce mi-o sărutai? Când ai vrut uitării să mă dai? Ai vrut uitării să mă dai. Fără tine nu miroase nici o floare, fără tine viața n-are rost.
iubirea ta mângâietoare. Totdeauna fericită am fost în privirea ta mângâietoare. Totdeauna fericită am fost. Că a venit și despărțirea și-am rămas numai cu amintirea. Amintirea serilor de mai, când pe buze tu mă săruta. Tu mă sărutai ca pe o floare, tu m-ai aruncat. Sufletul rănit mi l-ai lăsat. Tainic întecerea nopții plâng, peptul meu nu te mai strâng. Poate că într-o zi pe drumul meu soarele va răsări din nou. Sătucul meu, dar eu te port în gând mereu, mereu. Și câte doruri am lăsat când am plecat. O, satul meu frumos m-ai legănat. Livezile cu flori de mărau, fete-n horă sau în cins. Mi-e tare dor să fiu cu voi acolo-n sat, să merg de sculță pe pământ arat. Mai scrie mamă o scrisoare, doar două rânduri despre satul meu. Să-mi scrii ce face badea de la vie și dacă o vrea și el să știe, să-i spui că vin curând. Mi-e dor de voi, cu voi în gând.
inversit frunzele-n ram. Și sora prinde iarăși macina. Am să mă întorc, măicuța mea, în sat la noi, să mai doinesc la străzi de fân cu voi, să urc potecile în nopți târzii, să-ți bat la poarta casei dintre vii, să-i mulțumesc bădiței că m-a așteptat. Și că-am venit să facem nunta-n sat. Mai scrie mamă o scrisoare, doar două rânduri despre satul meu. Să-mi scrii ce face bandea de la vie și dacă o vrea și el să știe, să-i spui că vin curând. Mi-e dor de voi, mi-e dor de tine, mamă, și în fiecare seară adorm cu voi. Invităm în scenă concurenta cu numărul 6, Bacuș Nicolina, 47 de ani, orașul Drochia, și ne va interpreta următoarele romanțe. Inimă, muzică și vers populare. De ziua nunții tale, muzică, Viapasian Vasilescu, versuri, herz. În scenă, Bacuș Nicolina. Știu tu la fel să fii.
stătea tu să vorbești, inima. De-ai putea să-mi povestești, inima. Cât ai râs și cât ai plâns și cât dor în tine ai strâns, inima. Și cât dor în tine ai strâns, inima. Anunței tale scrii acum câteva rânduri. La nuntă n-o să pot să fiu și de-aș putea la ce să vii să mă mai vezi pe gânduri. Din al dragostei amor îți faci o sărbătoare, din lacrimile care-mi curg, ce-n zilele ce-n ce ți-e scurg, să-ți faci mărgăritare. Mulțumesc concertmaestrilor, mulțumesc colegilor mei de la Școala de Muzică din Drochia. Și acum vreau să invit în scenă concurenta cu numărul 7, care se numește Hristovski Iulia, are 19 ani și vine din municipiul Soroca. Astăzi, în cadrul concursului, ne va interpreta următoarele romanțe. De tine nu mai este dor. Versuri, Aurel Felea, muzică, Florentin Del Mar. Romanța scrânciobului drag, muzică, Luxemburg. În scenă, Hristovski Iulia. Thank you.
drândunelele cum zboară. Îmi iese în cale tăru iară, dar mi-l înfrâng și nu când văd mereu trecând câte un băiat și-o fată, mă-ncearcă dorul iar deodată, dar îl gonesc deși mi-e greu. Și noaptea când încetişor oftez, dar somnul nu mai vine. Te port în orice pat de tine și poate plâng, dar nu în scenă ne vine cea de-a 8-a participantă din cadrul festivalului concurs de astăzi și se numește Skaian Cristina. Are 18 ani și este din municipiul Soroca. Ne va interpreta următoarele romanțe. Madrigal, versuri Cincinat Pavilescu, muzică Emil Gavriș. Nu se poate, versuri Ioana Radu, prelucrare muzicală Marin Alexandru. În scenă, Skaian Cristina. Cuvintele nespuse
Următoarea concurentă care urmează să vină în scenă a mai participat în cadrul acestui festival de romanță și întotdeauna revine cu drag la el, fiindcă este un festival care este drag sufletului. De aceea, cu drag o invit în scenă pe Mariela Sainciuc, are 20 de ani și este de aici, din satul Cosăuț. Astăzi ne va interpreta următoarele romanțe. Vioara, versuri și muzică Mia Braia. Mi-am pus busuioc în păr, din repertoriul Mariei Tănase. În scenă, Sainciuc, Mariela. De păcat mă-ndeamnă câteodată s-o rup cu tot ce-n viață m-a legat. Dar vioara, draga mea, mă mângâie doar ea și-mi spune că n-ar plânge nimeni. Într-o seară de vară, o vioară cânta,
lângă inima mea și din strunele ei, ca și din ochii mei, șir de lacrimi amare curgea. E tristă vioara și cemeșia, e tristă ca inima mea, nu e lucru ușor să uiți un vis de amor, să înțeleagă nu e nimeni. Suflet în picură doar nenoroc, suspar că de-aș putea, e păcat, nu e a mea. Într-o seară de vară o vioară cânta, aci lângă inima mea, din strunele ei, ca și din ochii mei, șir de lacrimi amare curgea. Și să mă iubească băieții. Măi busuiocule, măi nu fi rău, hai și ajută-mi cu farmecul tău. Busuioc, mi-am pus busuioc în sân, măi, la sufletel să-mi șadă el, să mă mângâie și să-mi spuie cine iubitul și cine îmi este sortitul. Măi busuioace, măi busuiocel, hai și-l alege pe-l mai frumușel. Busuioc, să zică lumea oricice, poate să spune că sunt nebune, că e o prostie, vrăjitorie. Să zică lumea oricice, eu tot cred în farmece. Mi-am pus busuioc la poartă, ca să-l vrăjesc, pă-l delubesc, să-și uite casa, să-și uite masa, și cu tot dragul pe seară să-mi treacă el pragul. Măi busuioace, măi nu fi sachiu, adu-l de vreme și ține-l târziu. Busuioc, mi-am pus busuioc în pat, măi, să-i placă lui iubitul lui, să-i fie bine când e cu mine, să-mi îl îmbete ca să-și uite de alte fete. Măi busuioace, tu știi ce vreau eu, ține-mi-l mie, doar mie mereu. Busuioc, să zică lumea oricice, poate să spune că sunt nebune, că e o prostie, vrăjitorie. Să zică lumea oricice, eu tot cred în dragoste.
Și acum urmează să ne vină în scenă concurenta cu numărul 10, Teleatnic Corina, are 17 ani și vine din municipiul Soroca. A pregătit pentru festivalul concurs următoarele romanțe. Te duci, tinerețe, te duci, versuri Petru Cărare, muzică populară. De neuitat, versuri Vasile Chiriac, muzică Emil Gavriș. În scenă, Teleatnic Corina. Yeah.
te duci. Și impresori în plete arăcit aș vrea, dar nu pot să mă mint. Te duci, tinerețe, te duci. Aș vrea, dar nu pot să mă mint. Te duci, tinerețe, te duci. Te duci și-napoi n-ai să vii. Cu tot ce-a fost mic și alin, aș vrea, dar nu pot să mă mint. Te duci și-napoi n-ai să mi vii. Te duci și-napoi n-ai să-mi vii. Deci du-te și lasă-mă trist. Atât cât va mai fi să exist. Te dor, ori ce ne supun. Supus, adio, zi cu regret, că veșnică pot să repet. Te-ai dus, tinerețe, te-ai dus. În continuare, în scenă ne vine următorul participant, cel cu numărul 11. Este vorba despre domnul Lozan Nicolae, 67 de ani, este din satul Bădiceni, raionul Soroca, și vine și dumnealui cu două romanțe frumoase. Bătrânețe, haine grele, muzică și versuri populare, se scuturară trandafirii, versuri Grigore Vieru. În scenă, Lozan Nicolae. Thank you.
aș da să scap de ele. Trec zilele, trec și eu, îmbătrânesc și-mi pare trenesc și-mi pare rău. Tinerețe, haine scumpe, le-aș purta, nu le-aș mai rupe. Moartea nu vine, aș trăi, n-am pentru cine. Trec zilele, trec și eu, îmbătrânesc și-mi pare. Trec zilele, trec și eu, îmbătrânesc și-mi pare Iar când ne vom cunoaște
bătrâni vom fi moșneri. Vei uita că-s prea departe, cu toate că tu nu voiești. Mă vei uita că și uitarea e scrisă în legile omenești. Vei uita că și uitarea e scrisă în legile omene. Poate vreun murmur de chitară îți va trezi păreri de rău și vei gândi întâia oară la cel ce te-a iubit mereu și vei gândi cel ce te-a iubit mereu. Îndrăgită de romanță este și următoarea concurentă, care se numește Murafa Maria, are 19 ani și vine din municipiul Soroca. Astăzi, în cadrul festivalului concurs, ne va interpreta următoarele romanțe. De ce te-ai supărat pe mine? Versuri și muzică populară. Părinții mei, versuri Laura Plodnic, muzică Constantin Bârdan. În scenă, Murafa Maria. Pe mine, de ce nu vrei ca să-mi vorbești? De ce nu ai speranță în mine? Spune-mi, iubite, tot ce dorești, că am iubit și eu ca fac. Așa cum te-am iubit pe
lăsa pe două gropi și să înțeleagă toată lumea că ne-om iubi și-n cimitir. Să înțeleagă toată lumea că ne-om iubi și-n să zic că următorul participant
este cel care este pilonul unei dinastii frumoase și cred eu că este cel mai mândru astăzi, fiindcă trei generații din această dinastie participă în acest festival. Este vorba despre dumnealui, feciorul său care a deschis festivalul și nepoata care va cânta în recital, fiindcă la ediția precedentă a luat premiul mare. Deci vreau să-l întâmpinăm cu aplauze cum se cuvine pe următorul concurent, Călugărescu Petru, are 79 de ani, este din satul Șolcani, raionul Soroca. Și ne va interpreta și două romanțe frumoase, Carv frumos cu patru boi, versuri Vasile Militaru, muzică populară, Vezi rândunerele se duc, versuri Mihai Eminescu. În scenă, Călugărescu Petru! Dulce gândul spre vremuri înapoi, tot mai sfântă ghedicoana unui cap cu patru el cât de încet coboară, încălcat și plin de snor. E drumeagul de pe codul meu, străjuit de un șir de frunzele de nu
drumă este vii. De ce nu vii, de ce nu vii? O vină iar în al meu braț, să te privesc cum ne s-a. Să razime dulce capul meu, de sinul tău, de sinul tău. Ți-aduce aminte cum de-atunci noi ne plimbam prin păi și lungi, te ridicam de atâtea ori, de-atâtea ori. În lumea asta sunt femei cu ce izvorăsc cântei, dar când n-ar fi ele de sus, ca tine nu scăt. Vine Movilean Ghenadie, 43 de ani, este din satul Vărâncău, raionul Soroca. Și ne va interpreta următoarele romanțe. Nistrule apă bătrână, versuri și muzică populară, pe lângă plopii fără soț, versuri Mihai Eminescu, muzică Șordan. Să-l întâmpinăm în scenă pe Movilean Ghenadie. Nistrule apă bătrână, treci la mândra prin grădină și mă lași cu doruri grele, ce mă chinuie mereu. Lasă dorul și îi spune la izvor îndeal să vină,
lângă nucul ce miroase, unde iarba mai frumoasă lasă dorul și îi spune, la izvor în deal să vină, lângă nucul ce miroase, unde iarba mai frumoasă. Iar de-o fi ca să nu vrea, treci pe la grădina mea și în apa ta zbomoasă se-mi scald fruntea mea, mă lasă și atunci cu aripa ta mă-nvelește, te-aș ruga și mă ține lângă tine, să-mi scald dorul meu cu mine. Și atunci cu aripa ta mă-nvelește, te-aș ruga și mă ține ține lângă tine, să-mi scald dorul meu cu mine. Glasul gurii mici, o oră și
să mor. Și acum în scenă ne va veni ultimul concurent din cadrul festivalului concurs. Se numește Prodan Adrian, are 23 de ani și vine din satul Rădulenii Vechi, raionul Florești. Ne va interpreta romanțele. Bătrâne sat, te las cu bine, versuri și muzică populară, La fereastra cu garafe și mușcate, versuri Mircea Dem Rădulescu, muzică Ionel Băjescu Oardă. În scenă, Prodan Adrian. Bătrâne sat, te las cu bine, astăzi mă duc, te părăsesc și nici eu nu știu până mâine pe care drum să rătăcesc. Destinul și cu soarta mea pașii prin viață să-mi poarte. Bătrâne sat, nu te-oi uita, oricât aș fi eu de departe, n-am să uit nucul de la poartă, ce ani în șir m-a dăpostea. Și n-oi uita viața toată, pe mama-n prag, cum mai plângea. De ce pleci, bunul meu copile, printre străini e tare greu? Dacă mai ai de mama milă, să te întorci în satul tău. Că sunt bolnavă și bătrână și-am să te aștept mereu, mereu. De-aș fi vântul cu miresme parfumate, ce hoțiș se furișează pe-un fior, la fereastra cu garoafe și mușcate, aș intra cuprins de taină pe-n serate, în iarta cu tău de fată binișor. Ca un hoț m-aș trecura pe nesimțite lângă sânuț alb cu salba de mărgea, ți-aș aduce din grădinile înflorite tot
parfumul de rezori și mărgărite. Și-aș fi darnic ca un prinț Veneția. Dar eu nu sunt prea frumoasă pentru tine, decât cântecul adus de albiția. Eu sunt numai trubadurul care vine de departe de hotarele străine, să-ți încânte umilitul. Dar privește prea frumoasă noaptea-i clară și cuvintele se spar și mor. Aș dori să-ți amintești că într-o seară pentru eterna-ți frumusețe de fecioară. Un minut s-a odihnit un călător. Adrian Protan a fost ultimul concurent în cadrul festivalului nostru. Dragii noștri spectatori și telespectatori, vreau să zic că aici a luat sfârșit concursul propriu zis al festivalului. Se anunță o pauză până la orele 14, după care va urma cea de-a doua parte a festivalului, cu totalizarea concursului și decernarea premiilor și concertul de gală. Așa că nu plecați prea departe, rămâneți alături de noi!